La voi pauza de sărbători din ce în ce mai scurtă. Jucați și de Crăciun, nu? Ca în Anglia. Da, tot timpul lucrul ăsta este cel mai important pentru noi. Chiar dacă ne-am lăsat de mult, ne dorim să rămânem tot timpul un fenomen, pentru că pentru mine personal fotbalul înseamnă totul. Dar tu n-ai mâncat de Crăciun? Ba da, am lisit puțin pe la mese, am mâncat doar 2-3 sarmale, puțin șorici, cam atât, pentru că am stat tot timpul după copilași, am alegat după ele. Ți-a fost și frică de colegi să nu vii cu kilograme în plus? Mi-a zis Betușor că dacă vin puțin grăsuț, s-ar putea stau pe bancă și am zis, bă, oba, mi-au să aminte de vremuri pe care eu le trăiam la Steaua și spuneam, vezi, dacă ai 2-3 kg peste, nu o să mai fii, nu o să mai fii titular. Și am zis, opa, nu mai mănânc, mă ceam la mamă, mama pregătea sarmale, gogoși de toate. Zic, mamă, te rog frumos, mamă, de ce mor de foame? Mamă, e groasă, am cântat rău. Mai ții minte câte amenzi ai plătit? Sincer, nu am plătit amenzi, mă bucur că am avut bucuria asta de n-am plătit nicio amendă, pentru că am fost foarte atent la tot ce am mâncat, la tot ce am făcut și în program, pentru că aveam un program și trebuia să-l respectăm și atunci nu am avut probleme cu greutatea. Dar s-a prescris acum. Cine era campion la amenzi pentru kilograme în perioada ta? Băi, erau câțiva, dar nu pot să dau nume pentru că nu sunt genul. Așa, da, erau câțiva, da. Da, corect, dar nu mai contează. Dai seama că mai primeam câte o amendă, dar nu amendă încât să te doară. O amendă în care, o spuneam, în momentul în care dacă vei veni cu 2-3 kg peste, vei fi forțat să scoți toată echipa la o masă când consideri tu într-o zi din săptămână. Superliga, cum se văd lucrurile? Se mișcă lucrurile, de fapt, pe piața transferurilor? Baba Al-Hassan este ferit la FCSB? Într-adevăr, așa cum am declarat tot timpul, se va anunța un retur nebun, un play-off nebun, în care toate echipele care cred că au șansă pentru a câștiga campionatul, vorbim aici de CFR, Rapid, da? Rapid, Craiova și FCSB, bineînțeles, care conduce campionatul și au demonstrat, pentru că merită din suflet, pentru că și rezultatele au fost pe măsură spre finalul anului. Pentru că după meci cu CFR, FCSB a arătat altceva. Dar dacă îi va pierde pe Coman și pe Olaru, crezi că va scăpi sau se va schimba situația? Sunt sigur că Neagigi nu o să reîntrăi până nu va câștiga campionatul și până nu va intra în grupile Champions League. Pentru că ăsta este visul cel mare a dânsului și al nostru ca și suporter, care așteptăm de mulți ani în care n-am mai câștigat un titlu, nu știm cum e să te bucuri, dar cred că anul ăsta, la anul de fapt, va fi anul nostru. Bun, Olaru face 7 milioane? E jucător de 7 milioane când vrea domnul Becali pe el? Da, în ultimul timp și știți că are un an de senzație în care i-a demonstrat că își merită banii, își merită mult mai mult, dar dacă acestui preț e un preț corect, un preț bun, cineva va veni și va da, nu va regreta. Dar îl sfătuiești pe Coman să rămână până după Euro și poate atât? Nu sunt o măsură, pentru că poate nici altcineva nu îmi convenea să spună, bă, rămâi la Steaua, poate trebuie să te pui și în sufletul lui și își dorește și el de mult timp să plece și mai ales dacă e vorba de mulți bani, e greu să rămâi, pentru că dacă tu ai un salariu de 30.000 pe lună și te duci la 100.000 pe lună, nu cred că poți să renunți așa ușor. Dar eu sper să rămână până în vară, să câștige campionatul și apoi cu siguranță va prinde un contract așa cum își dorește. Pentru că un jucător care merită, un jucător care a demonstrat și la echipa națională și la echipa de club, că muncește foarte mult și după muncă ați văzut că vine și răsplata, adică prețul pe care Neagigiul cere la momentul ăsta e corect. Vorbeai de câștigarea campionatului de către FCSB, ai spus însă și de grupele Champions League. Se mai poate întrevedea o asemenea, să-i spunem, performanță în momentul de față, în condițiile care nu avem echipa? Eu îmi doresc de toată inima, o văd pe FCSB în stare, o văd în stare să facă lucrul ăsta, să intre în grupele Champions League. Nu va fi ușor, vor avea mulți pași grei, în care să arate că au echipă și că merită să joace în Champions League. Dar vom vedea ce jucători vor veni, ce jucători vor pleca, dacă va câștiga campionatul, vom vedea la final cine va fi cel fericit. Eu îmi doresc să fiu eu. Cu câte piese crezi că îi lipsește FCSB-ul? Ce ai aduce? Sau unde ai mai aduce ceva jucător? În ultimul timp, FCSB a demonstrat că e o echipă bună, încât nu cred că mai trebuie mulți jucători, pentru că s-a format un grup, o echipă unită, și atunci
atunci nu cred că mai trebuie foarte, foarte mulți jucători. Acum va depinde foarte mult ce jucăște în AGG, dacă își jucăște un atacant, un mijlocaș ofensiv, un număr 10, așa cum îl consideră dânsul. Vom vedea. Mă uitam pe... nu pot să nu observ culoarea. Da, nu o vezi bine, asta e. Așa a decis Petrușor, așa a decis sponsorul nostru. A schimbat lucrul. Mai schimbăm și locul și norocul, sperăm că anul ăsta să face și noi o figură foarte frumoasă aici la Brașov, pentru că venim în fiecare an. Nu cred că ne-am făcut de râs, da? Anul trecut am încercat să ajungem până în semifinală, am pierdut un sfert, așa că anul ăsta ne dorim să ajungem în final și să câștigăm. Pentru că avem câțiva băieți buni, care au și zlăbit, mai ales Ricuță, Ghionea, Petrușor, ce-ți mai zic? Petrușor nu se mai îngrașă deloc, Petre Maria a rămas la fel. Apropo, l-ați văzut pe domnul Becali dansând, cred că s-ar face la dans? Bă, nu cred. Eu dansez și eu foarte bine, nu cred că m-ați văzut pe mine în ultimul timp. O să vă trimit o filmare și cu siguranță o să-mi dați 10.